În fiecare an, luna septembrie este dedicată campaniei Peste tot la școală, inițiată de PES Activist în România, cu sprijinul europarlamentarului Victor Negrescu. În acest weekend, secretarul de stat Bogdan Simcea, alături de membrii PES Activist Mehedinți și doamna primar Mosoarca Aurelia, sprijiniți de președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, au mers cu ghiozdanele echipate cu rechizite la trei familii din comuna mehedințeană Greci. Secretarul de stat Bogdan Simcea este un om implicat în activitatea sa, mereu atent la nevoile cetățenilor pe care îi reprezintă și un bun profesionist. Acesta este recunoscut pentru faptele sale caritabile, deoarece nu a uitat niciodată de persoanele vulnerabile, în special de copiii nevoiași. În acest weekend, în ajunul noului an școlar, Bogdan Simcea, alături de membrii PES Activist Mehedinți și de doamna primar Mosoarca Aurelia, sprijiniți de președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, au mers în comuna Greci, unde au oferit ghiozdane complet echipate pentru 7 micuți care fac parte din familii cu o situație financiară precară. Noi suntem de la organizația PES Mehedinți, împreună cu doamna, și am vrut să le facem o bucurie copiilor odată cu începerea anului noului an școlar. Și uite, un cadou din partea noastră. Stai, mamă, ce cel mic. Și multă baftă la școală. Așa e mic de tot. Nu, celălalt. Să uiteți, furioasă. Să ne spuneți cât de mare este cheltuiala. E mult. Pentru niște copii este foarte mult. Și să îi îmbraci, să îi dai mâncare toatele și să le duci grija. Câți copii aveți dumneavoastră? 4. Câți dintre ei sunt la școală? Acum pleacă 3, aveam 2, dar pleacă 3, 2 fete și un băiat. Alături de ghiozdane și rechizite, nu au lipsit, bineînțeles, dulciurile, care au fost o adevărată bucurie pentru copilașii, care cu emoții au început un an nou școlar. Cum vă cheamă? Cătălin. Da? Și pe tine? Andreea. Da? Uite, din partea noastră, odată cu începerea noului an școlar, uite, poți să-l și probezi, să vezi dacă este. Da? Uite. Foarte frumos. Vă urăm baftă. Aveți acolo tot ce vă trebuie pentru școală. O să mergi tu? În a doua. Îți place la școală? Da. Ce părere ai despre ghiozdănelul primit? Îți place? Da. Ce părere ai despre această surpriză? Nu-mi place. Îți place ghiozdănelul? Da. Sprijinirea copiilor din familiile dezavantajate din punct de vedere financiar este un pas important, abandonul școlar fiind o problemă gravă a zilelor noastre. Mulți elevi refuză să mai meargă la școală din cauza că nu au rechizite sau un ghiozdan decent. Câți copilași aveți? Eu am 2 băieți, sora mea are o fetiță. Cât de mare este cheltuiala la început de an școlar? Este foarte mare. Cred că parcă i-aș pregăti de nuntă. Este foarte mare. Dacă ne gândim la haine, rechizite, e costisitor, foarte costisitor, da? Ce părere aveți despre această surpriză? Foarte frumoasă, adică nu mă așteptam și e bine primit orice, pentru că în ziua de astăzi e bine să primim orice. Pentru secretarul de stat Bogdan Simcea, educația micuților din țara noastră este prioritară, fiindcă doar prin educație se poate clădi cu adevărat o societate sănătoasă. Acesta nu a uitat niciodată de unde a plecat și astfel a ales să desfășoare această acțiune în localitatea în care a copilărit, în comuna Greci. Ne bucurăm că astăzi am ajuns în comuna Greci. Îi mulțumim doamnei primar pentru sprijinul acordat. Vrem pe această cale să mulțumim președintelui PES România, Victor Negrescu, președintelui PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, precum și parlamentarilor de Mehedinți și nu în ultimul rând membrilor PES Mehedinți. Este al 8-lea an în care această acțiune se desfășoară. Odată cu începerea anului școlar, ne bucurăm că am reușit să facem fericiți câțiva copii din localitatea Greci. Suntem foarte bucuroși și sperăm ca aceste acțiuni să putem să le continuăm și în viitor. Primarul comunei Greci, Mosoarca Aurelia, s-a bucurat să ia parte la această acțiune și să-i ajute pe membrii PES Activist să-și ducă la bun sfârșit campania Peste tot la școală. Mulțumim organizației PES și în primul rând domnului secretar de stat Bogdan Simcea pentru inițiativa de a veni în comuna Greci, localitatea dumnealui de suflet de unde se trage, pentru a oferi o bucurie copiilor care au o situație materială mai grea.
Este știut că apropierea noului an de învățământ le dă bătăi de cap părinților cu copii la școală, mai ales celor care au și venituri mici. Și cum bugetul necesar cumpărării rechizitelor pornește în acest an de la un minimum de 140 de lei și poate ajunge și la circa 3500 de lei dacă se optează pentru produse mai scumpe și de calitate mai bună de pe piață, susținerea secretarului de stat Bogdan Simcea și a membrilor PES Activist Mehedinți, sprijiniți de președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, în ceea ce privește asigurarea rechizitelor școlare și a ghiozdanului pentru cei mici, este mai mult decât binevenită.